De curând a avut loc forumul pentru viitorul agriculturii 2019, dragii mei. În cadrul conferinței au avut loc foarte multe discuții cu privire la schimbările climatice și la prioritățile pentru președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Structura complexă a forumului a fost și a devenit o întâlnire foarte importantă pentru toți cei angrenați în agricultura românească. Partenerii forumului privind viitorul agriculturii, în asociere cu Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, au organizat în această săptămână o conferință care se alătură celorlalte forumuri organizate la Bruxelles din luna aprilie. Astfel, evenimentul a permis continuarea dezbaterilor la București, concentrându-se pe subiecte care merită atenția tuturor jucătorilor din domeniul agricol, al protecției mediului, dar și al factorilor de decizie politică. Însă și tema acestui forum îl reprezintă viitorul agriculturii și mai ales în contextul acesta al schimbărilor climatice, motiv pentru care s-au ridicat foarte multe probleme, s-au emanat foarte multe idei, motiv pentru care considerăm că a fost de bun augur acea întâlnire. Tocmai de aceea, LAPAR și Cuielo a considerat să vină să facă sau să tragă concluziile la noi aici în România. Vă vom demonstra că de aici noi nu coborâm. Perspectiva noastră este să urcăm. Fără Uniunea Europeană n-am fi ajuns niciodată aici. Fără exemplul lor, fără ajutorul Uniunii Europene, tuturor membrilor Uniunii Europene, au demonstrat că știm, că putem, că suntem buni. Dar de aici și până mai avem nevoie de câteva lucruri. Avem nevoie de infrastructură. Noi suntem probabil singurii și am mai făcut niște demersuri vis-a-vis de faptul că subvenția europeană care vine ca un ajutor vis-a-vis de costurile suplimentare pe care le avem a fost impozitată și este impozitată în România. Am auzit politic ultimele declarații că s-ar putea să beneficiem din acest an că această subvenție pe care o primim, toate tipurile de subvenții și pe toate domeniile, să nu mai fie subvenționate. E foarte important. Pe exercițiul financiar 2021-2027 vom avea mai mulți bani europeni și, cum place să spun mie, mai ieftin, pentru că vom avea cofinanțare europeană pe fondurile de coeziune de 85%, ceea ce înseamnă că România va veni cu mai puțin bani, cu 15%, ceea ce înseamnă în mod direct investiții mai multe în zona de infrastructură. Programul a continuat cu o sesiune privind schimbările climatice, urmată de o dezbatere privind prioritățile agricole și de mediu. Avem o problemă cu ce? Cu solul, procesele de degradare a structurilor și fertilității pământului, motiv pentru care sunt soluții recomandate de a stopa procesul de degradare al solului cu sistem de agricultură conservativă, cu plantare de perdere de protecție, cu tehnologii de cultivare a solurilor în pantă și măsuri de protecție contra inundațiilor. Avem impact asupra apei. Gazele cu efect de seră reprezintă o mare pondere în agricultură și în biodiversitatea, într-o anumită măsură, este afectată de extinderea agricolă, degradarea solurilor, iar reprezintă o problemă la nivel internațional. Chiar și în România avem această problemă, ne confruntăm cu procesul de deșertificare. O altă provocare, dezvoltarea din inovație și în urma inovațiilor și cercetărilor. Știm cu toții că big data și tehnologiile digitale folosite în agricultură reprezintă noua tendință pe care o primim cu brațele deschise, mai ales că în România există un decalaj foarte important în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea și considerăm că se pot depune mai multe eforturi pentru a scădea acest decalaj. Principalele mesaje transmise de reprezentanții României s-au axat pe nevoia de a sprijini tinerii fermieri. Pe efortul depus în vederea finalizării noii politici agricole comune până în 2021, dar și pe dezvoltarea agriculturii românești, pe biodiversitatea țării și rezultatele obținute în acest domeniu.
probabil este cea mai mare provocare și aici universitățile sunt cele care pot într-adevăr să aducă oameni în zona de industrie alimentară. Universitățile chiar sunt facultăți multe de industrie alimentară, dar cred că trebuie mai mult de atât pentru a stimula tot ce înseamnă venituri, tot ce înseamnă confortul în micile localități. E un pachet mult mai amplu pentru a păstra tinerii și în industrie, nu doar în agricultură. Când vorbim de tinerii din agricultură, în general vorbim de ei ca de niște proprietari, antreprenori. Mulți tineri care au nevoie să-și facă un viitor, ei trebuie să aibă încredere că și în agricultură pot să-și construiască un viitor. Eu am un motto care probabil nu este numai al meu, este a tuturor celor care lucrează în agricultură. Și motoul este acesta: dacă ar fi să mai nasc o dată, tot agricultor m-aș face. Pentru că prin această frumoasă meserie m-am realizat din punct de vedere profesional, am parcurs toate etapele posibile în profesia mea, de la munca de șef de fermă, președinte de CEAT, cum era atunci, inginer șef, director general de unitate agricolă, director general de direcție agricolă, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, dar cel mai important este că sunt fermier în România, m-am născut fermier și când o fi să fie, vreau să plec tot din această meserie. Structura complexă a evenimentului, precum și agenda specială, fac din acest forum să fie unul de o importanță majoră pentru toți factorii implicați în domeniul agricol.